Bună ziua, sunt Olghița Cântec, sunt critic de teatru, preocupat de ceva sezoane de domeniul acesta foarte frumos, foarte interesant, cu foarte multe chestiuni care merită discutate. Zona teatrului pentru copii, la invitația prietenilor de la Reactor. Voi încerca să moderez o discuție care se va orienta pe tema teatru pentru copii, dramaturgie și estetică, încercând alături de invitații noștri să reliefăm starea actuală a acestui gen de teatru extrem de important și pe dimensiunea lui estetică și pe dimensiunea lui educațională. Să subliniem plusurile și vulnerabilitățile industriei care se adresează celor de mai mică înălțime, dar deloc mai puțin importanți decât cei obișnuiți să meargă la teatru pentru cei mari, cum se spune de obicei. Vom discuta alături de Delia Gavlitsky, regizoare și manager Mini Reactor, Selma Dragoș, dramaturgă, Ana Cucu Popescu, autoare dramatică și dramaturgă, Radu Apostol, regizor și cofondator al Centrului de Teatru Educațional Replica din București, Șerban Borda, actor și director al Teatrului Regina Maria, în această ordine pe care chiar el a specificat-o, și Adrian Tibu, manager Teatrul pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu. Vă spuneam că mă interesează de niște sezoane, din mai multe motive pe care nu le enumăr aici, zona aceasta a teatrului pentru copii. În urmă cu câțiva ani, chiar am coordonat un volum colectiv bilingv, orientat către această tematică, intitulat Teatrul și publicul său tânăr, istorii românești recente, în care împreună cu câțiva colegi de-ai mei din breasla criticilor de teatru, ne-am străduit să vedem care este starea teatrului care se adresează celor mici. Au apărut în sumar lucruri foarte interesante. Volumul a apărut în seria de publicații pe care o coordonez în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr din Iași, care a ajuns anul trecut la 13-a lui ediție. Printr-o coincidență, fac o paranteză, în plină pandemie am fost la 13-a ediție, dar noi nu suntem superstițioși. Așa că a 13-a ediție a ajuns cu bine la final. Cum spuneam, când am încercat să pregătim această dezbatere, am zis să încerc să mă pun în postura cuiva care nu știe foarte multe despre acest domeniu și care ar vrea să afle ceva despre ce se întâmplă în teatrul pentru copii din România. Și mi-am închipuit, așa din poziția aceasta de novice, că ar fi firesc ca pe site-ul Ministerului Culturii, de pildă, să găsesc mai multe informații, cel puțin în legătură cu instituțiile specializate care se ocupă de această formă de artă. Am intrat pe cultura.ro, am dat o căutare teatru pentru copii și ce credeți că mi-a apărut? Da, nu există niciun rezultat pentru această căutare. Deci dacă aș fi o persoană care n-aș avea habar deloc de genul acesta și de ce se întâmplă în țara noastră, în acest domeniu, aș crede că, de fapt, teatrul pentru copii în România este inexistent. Din fericire, știu mai multe lucruri decât se găsesc pe site-ul Ministerului Culturii. Știu că avem o rețea de teatre de stat, o rețea destul de bine reprezentată din punct de vedere numeric. Sigur, este o rețea de stat care este o continuatoare a sistemului comunist, dar eu zic că
Slavă Domnului că în această tranziție complicată în care ne tot aflăm de 30 de ani, industria aceasta de structura aceasta de teatre pentru copii, teatre de stat pentru copii, a rămas și chiar aș putea să zic că s-a dezvoltat. Există câteva teatre pentru copii și tineret. În general, aceasta este formula din titulatură, care funcționează de sine stătător. Există câteva secții care, mai ales din cauza faptului că și-au pierdut sediile ca urmare a operațiunilor de retrocedare, soluția găsită de autoritățile locale a fost ca ele să devină secții ale teatrelor dramatice din localitățile în care funcționează. Și, evident, există câteva companii independente. Cele mai reprezentative dintre ele, Centrul Replica de la București și Reactorul de la Cluj, nu pentru că sunt reprezentanții lor aici în discuție, ci pentru că, într-adevăr, fac o treabă absolut extraordinară, o treabă, un parcurs estetic, un parcurs artistic de continuitate, un parcurs estetic foarte interesant, în condiții foarte dificile, incomparabil mai dificile decât acelea în care lucrează teatrele finanțate de stat. Teatrele finanțate de stat care li se adresează copiilor sunt finanțate de autoritățile locale, toate. Nu există niciunul, niciuna care să fie în subordinea Ministerului Culturii. Și, firește, în funcție de context, de contextul care înseamnă dezvoltarea economică locală, de contextul politic, finanțările sunt mai consistente sau mai puțin consistente, ca să ne exprimăm eufemistic în acest caz. Pe lângă cele două companii independente pe care le-am numit, există o mulțime de alte companii mai mici, cu o activitate sporadică, unele chiar cu o existență meteorică, despre care este mai dificil să vorbim. Ceea ce este interesant și doar enunț aici, pentru că vom discuta împreună cu dumneavoastră, este faptul că, din motive obiective, partea de inovație pe linia aceasta a noilor estetici privind arta spectacolului teatral pentru copii, înnoirea deci a venit mai ales dinspre companiile independente. Dar, repet, vom discuta la momentul oportun împreună cu invitații noștri. Ceea ce vreau neapărat să subliniez este o chestiune care vine din zona mentalităților. Din păcate, arta teatrului pentru copii în România este considerată, probabil din cauza faptului că cei aflați în fotoliile din sălile de spectacole sunt mai pirpirii, sunt încă la o înălțime mai mică. Arta aceasta care li se adresează, deci, este considerată o artă minoră. Evident, se înșeală amarnic. Este o perspectivă care vine, de fapt, din ignoranță. Sau, hai să zicem, poate din faptul că, neavând contact cu aceste forme de artă specifice, nu cunosc foarte multe din tipicurile acestora. De câte ori sunt întrebată în diverse contexte despre arta teatrului pentru copii, recurg la o parafrază, o tot repet, dar mi se pare atât de potrivită. Îl parafrazez pe Eugen Ionescu, care, referindu-se la primele sale texte, la Cântăreața Cheală și la Lecția,
pe care le propusese în anii 50, atât comediei franceze, iar decidenții de acolo au fost pur și simplu oripilați de propunerea dramaturgică primită. O propusese, le propusese și editurii Gallimard și aceia au spus să se amese teatru, să amese o piesă de teatru, noi nu putem să publicăm așa ceva. Și după ce piesele sale s-au făcut cunoscute în micile teatre de pe malul Senei, îi plăcea lui Eugen Ionesco să spună, referindu-se la ele, că el ca dramaturg preferă întotdeauna unui succes mic într-un teatru mare, preferă un succes mare într-un teatru mic. Iar parafraza mea este următoarea: personal și profesional prefer un succes într-un teatru pentru cei mici decât un insucces într-un teatru pentru cei mari. Și pentru că este deja un intro destul de lung, vă propun să începem discuția noastră rugând-o pe Delia Gavlitsky să descrie puțin contextul în care are loc această dezbatere a noastră și poate să precizeze câteva dintre reperele mini-reactorului de care se ocupă la Cluj. Bună ziua, în primul rând. Reactorul, pentru cei care nu știu, anul acesta aniversează 7 ani de existență. Iar de la începutul anului, prin evenimentul Retrospectiva 7, o serie de evenimente structurate pe cele 4 direcții principale ale spațiului: dramaturgie contemporană, teatru documentar prin istorii personale și istorii colective, experiment artistic și teatru pentru copii. Dezbaterea de față face parte din ultimul focus din Retrospectiva 7, și anume teatrul pentru copii. Mini Reactor este platforma pentru copii a spațiului Reactor, care a avut primele evenimente dedicate copiilor încă de la lansarea din 21-22 martie 2014, în cadrul evenimentului Caut o reacție, 24 de ore de artă. A fost o zi nebună în care am ținut spațiu ocupat 24 de ore cu artă pentru cei mari, pentru cei mici și cei mijlocii, zice. Încă de atunci, platforma Mini Reactor s-a dezvoltat constant și treptat și-a găsit identitatea. Astăzi, programul cultural urmărit de Mini Reactor este unul de inovație și experiment în domeniul teatrului pentru copii, un cadru care noi am descoperit că în România suferă în general de repetitivitate și arhaizare. Iar principalele direcții ale mini-reactorului, care s-au definitivat ușor în timp, au devenit dramaturgia contemporană pentru copii, inovația și experimentul în teatru pentru copii. Așadar, dezbaterea de față face parte din ultimul focus al evenimentului nostru aniversar. Mulțumesc, Delia, și chiar dacă textocentrismul ține de istoria teatrului recent, haideți să procedăm totuși pornind în discuția noastră de la textul pentru teatrul care se adresează copiilor și vă propun să vedem cum a fost stimulată, cum se poate stimula noua dramaturgie care li se adresează celor mici în România. Și l-aș ruga pe Adrian Tibu
să înceapă această discuție, această linie de discuția noastră. Adrian, te rog. Prin dialogul pe care l-am propus, cel puțin la Teatrul Gong, am încercat să dezvoltăm, îi spun eu, un al șaselea simț în rândul spectatorilor, un sentiment al prezenței altuia de lângă noi, al altuia care nu e un nimeni, pentru că sentimentul nostru e că trăim într-o societate lipsită de empatie și cred cu tărie că rostul nostru este tocmai acesta. Nu suntem doar o vitrină de spectacole cu păpuși, ci un loc în care îți pui întrebări, ai tot felul de dileme și ești pus în fața unor personaje și fapte cu care te poți identifica ușor pentru a putea să dezvolți critic acea idee explicată sau exprimată mai abstract pe scenă. Una din provocările pe care mi le-am asumat odată cu Teatrul Gong a fost să reinventăm povești pentru a putea face până la urmă o cronică provocatoare asupra lumii din jurul nostru. O provocare substanțială fiind dezvoltarea unui public nou care în mod normal nu venea la teatrul din Sibiu. Ca atare, am încercat să avem un dialog cu cadrele didactice, ne-am dat seama că suntem cumva legați într-un sistem arhaic, într-adevăr, cum bine spunea Delia, pentru că întrebările cadrelor didactice, în mod general, sunt: dar albă ca zăpada sau cenușărea asta nu aveți? De fiecare dată când venim cu un text nou, întrebarea e: dar cu cei 7 pitici ce s-a întâmplat, domnule director? Ca tare am încercat să repovestim. Spre exemplu, l-am invitat pe Ian Ferburg la Teatrul Gong. Acesta a rescris povestea lui Alice în Țara Minunilor, Alice în Țara Oglinzilor, folosindu-ne de focus grupuri cu elevi din Sibiu. Alice e de fapt Nadia, o fetiță reală ce trăiește în Sibiu. Iar aceasta nu este înghițită de gaura iepurelui, ci de un aparat foto în încercarea de a identifica noi tipologii ale revistelor glossy, un nou tip de cerințe din partea profesorilor și punem în discuție relația părinte-copil, copil-elev, pornind de la aceste povești clasice, cum e Alice, cum s-a întâmplat și cu povestea lui Frankenstein, care devine de gen feminin, tocmai pentru a putea avea și o viziune feministă asupra lumii din jurul nostru. În același timp am repovestit Frumoasa și Bestia, tocmai pentru a discuta despre consimțământ cu cei mici și totodată reluăm povești prin care să discutăm practic cu copiii, prin joc, filozofic, despre ce înseamnă responsabilitatea unui om mare, despre agresivitate și migrație, cum e și în spectacolul Wanda, regizat de Radu Apostol, că tot e aici coleg cu noi. Încercăm, practic, să aducem lumea din curtea școlii pe scena teatrului, folosindu-ne de pretextul acestor povești clasice, tocmai pentru a putea menține un dialog constant și cu grupurile de educatori, învățători, întrucât protocolul nostru ca instituție se bazează foarte mult pe o relație constantă cu aceștia, căci până la urmă realitatea e că noi jucăm mai mult în timpul săptămânii matineu decât seara sau în weekend, având acest specific educațional, cu atât mai complex, cu cât și categoriile de vârstă sunt extrem de segmentate. Dacă un teatru dramatic pentru public matur montează un spectacol sigur pentru toate categoriile de vârstă, una e când venim cu un text pentru 3 ani, care e înțeles cu totul alt nivel de un copil de 5 ani, chiar văd că diferența dintre ei e de doar 2 ani. Ca tare am încercat foarte mult să ne focusăm și pe aceste întâlniri cu părinți și educatori, tocmai pentru a înțelege mai bine pedagogia vârstei, o zonă care nu e exploatată la noi, nu există nicio școală care să formeze personal marketing sau artiști în direcția respectivă. Ca atare trăim într-o zonă de experiment, dar pe care ne o asumăm cu toții la nivel național, pentru că în același timp sunt la sentimentul atâtor altor teatre din țară care au început să demareze astfel de proiecte. Și am încredere că valul acesta va fi unul sănătos a la lung, pentru că discutăm până la urmă de niște adulți
în miniatură, dar care vor forma publicul viitor al unui teatru național, spre exemplu, iar ca atare dialogul între teatre cu atât ar trebui să fie mai important, cât până la urmă politicile noastre ca curator sau director de teatre pentru copii vor dicta până la urmă ceea ce publicul matur își va dori de la un teatru național peste 5 sau 10 ani. Adriana a lansat foarte multe puncte de discuție, ceea ce este foarte bine. Noi, de exemplu, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, am inițiat rezidențe de scriitură dramatică, tocmai pentru a stimula interesul dramaturgilor către această zonă, să se orienteze spre această zonă și tematic și stilistic, o să vedem, sunt niște specificități. Am avut două ediții de rezidențe realizate în parteneriat cu un alt festival internațional din Iași, FIRIT, de literatură și traducere. Ce făceau, am avut 6 dramaturgi în cele două ediții. Treaba lor era să vină la Iași în luna august, să stea o lună de zile la Casa Pogor, într-un ambient foarte cultural, foarte încărcat de tradiție literară și teatrală, și să scrie un text pe care îl descriau în linii generale în aplicația pe care o făceau în urma corului public de rezidență. Ce a rezultat din aceste două ediții de rezidențe? Au rezultat 6 texte extraordinar de diferite, pentru că varietatea am și căutat-o. Texte publicate în 2 volume, lansate în cadrul festivalului, texte prezentate în forma spectacolului lectură în cadrul festivalului. Chiar mă bucur că Selma Dragoș este una dintre participante, alături de Bogdan Georgescu, Olga Macrinici, Mihai Ignat, Andrei Ursu, Bogdan Georgescu și Andrei Crăciun. L-aș întreba pe Șerban Borda, în dubla sa calitate de actor și de director de teatru, ce părere are, cum vede, concursurile de dramaturgie dedicată, lansate fie de teatru, fie de un anumit teatru, fie de un anumit festival. Vă întreb pentru că, de regulă, concursurile acestea rămân în faza de premiere, de palmares, poate de publicare, dar puține dintre textele acestea își găsesc loc și pe scenă. Vă rog. Da, în legătură cu aceste concursuri, cred că sunt foarte importante. Problema, într-adevăr, este că textul câștigător, să zicem așa, ajunge de puține ori să ajungă pe scenă, ca și spectacol. Ceea ce am încercat noi să facem la Oradea, și aici mă refer la teatrul pentru copii, am încercat în prima fază să îmbinăm partea educațională și în parteneriat cu un liceu, cu o școală din Oradea, cu ocazia centenarului acelei școli, le-am propus să scrie un text sub supravegherea profesorilor de limba română și sub supravegherea unui grup de tineri actori din Oradea. După 2 luni de muncă a ieșit un spectacol, după părerea mea, extraordinar, în care, culmea, au jucat copii care până atunci n-au călcat niciodată pe scenă. A ieșit un spectacol în care s-a văzut implicarea atât a celor copii care erau foarte speriați la început și acelei trupe de tineri actori de la Teatrul Regina Maria. În partea a doua, continuând cumva partea asta educațională pe care eu cred că teatrul o are, am încercat să iau legătura cu regizori și dramaturgi, spunându-le că aș dori un text, un spectacol care nu există și care ar fi important să fie scris la comandă, ca să zic așa, pentru teatrul din Oradea. Exact, da.
din fericire, și acel spectacol a ieșit bine și exemplul cred că trebuie urmat. Acum, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră de bază, dacă un teatru își asumă, cred că, să facă un asemenea concurs, cred că trebuie să-și asume și reprezentarea acelui text până la capăt, să ajungă spectacol. Delia Gavlitsky, știu că voi la Reactor aveți un program special pentru, pe direcția aceasta a stimulării noilor forme de dramaturgie, în variante foarte interesante, dar cum tu te ocupi și știi cel mai bine, te rog pe tine să dai câteva detalii despre acest program. Da, cel mai aplicat noi anul trecut, început de 2020, am lansat concursul START, Dramaturgie pentru copii, care a fost adresat autorilor dramatici care își doresc să scrie pentru publicul foarte tânăr. Am fost surprinși pentru că am primit un număr de 40 de aplicații, texte gata scrise, și a fost foarte încurajator pentru că ne-a demonstrat că pe piața culturală există mult interes vis-a-vis de dramaturgia contemporană. Dintre aceste 40 de texte am selectat 7 care au fost declarate câștigătoare și sunt deja publicate într-un volum online de către editura Liternet. Iar unul dintre acestea a fost deja montat la Mini Reactor. Este vorba de spectacolul Fereastra care n-avea somn, iar Selma Dragoș este autoarea. Acum văd și observ că este un mare vânător de concursuri de dramaturgie. Fereastra care n-are somn este un spectacol despre maturizare, despre dureroasa vârstă de 7 ani, prag la care se găsește astăzi și Reactorul și Mini-Reactorul. Toate textele câștigătoare, cele care au fost publicate, se pot descărca gratuit de pe site-ul Liternet și așteaptă să fie lecturate, așteaptă să fie montate. START, Dramaturgie pentru copii, se numește volumul. Pentru că Selma Dragoș a fost pomenită deja de 2 ori aici, în contextul ăsta al noi scrituri pentru copii, mă întrebam, Selma, dacă în relația aceasta dificilă a dramaturgilor cu teatrele, mai ales, nu cu artiștii din teatre, cu teatrele, ai simțit cumva că, din punctul de vedere al tematicilor, există anumite rezerve în fața unor teme considerate mai delicate, a unor teme care chiar ajung să fie considerate tabu, în care directorii de teatre nici nu doresc să... să le monteze, să monteze texte care abordează un asemenea subiect, nici măcar nu vor să le aducă în atenție. Sau poate chiar subiecte controversate care ar naște dezbateri de altfel cu anumită utilitate estetică, dezbateri între creatori și spectatori. Deci tu, ca dramaturgă, și voi avea aceeași întrebare și pentru Ana Cucu Popescu, ai simțit, Selma Dragoș, ați simțit ca dramaturgi că cei care comisionează sau lansează concursuri de dramaturgie au anumite rezerve în fața unor teme mai complicate, mai dificile de digerat pentru societatea românească a momentului? În ceea ce privește concursurile, chiar mi s-a părut că ar exista la cât de multe concursuri de dramaturgie pot.
Acela e un loc unde poți să-ți faci văzut un text, indiferent de tematica problematică sau subiectele delicate. Nu am avut astfel de situații dificile cu director de teatru, și pentru că de obicei îmi trimit textele direct unor colegi regizori sau mi-am montat eu însămi texte în teatru independent. De unde am avut niște reacții foarte virulente a fost de la părinți și de la învățători profesori. Primul spectacol pe care l-am făcut la Centrul Național al Dansului cu Asociația Petec era un spectacol despre frică și era un spectacol device despre frică, unde fiecare am venit cu ce ne speria pe noi când eram copii și a supraviețuit din aceste frici și aveam o secvență în care doi părinți se certau și copilul își imagina ce ar putea să se mai întâmple rău. Și după fiecare reprezentație primeam reproșuri de la învățătoarele care însuțeau grupuri sau de la părinți. Inclusiv a fost un reproș pe care l-am luat drept compliment, că unul dintre copiii din clasa care participase avea o astfel de situație în familie, unde părinții s-au certat și s-au divorțat și că după spectacol a început să tot vorbească despre asta la școală, de unde până atunci nu menționase. Mie mi s-a părut un lucru bun și mi-aș dori ca tot ceea ce fac pentru copii să fie... Îmi plac spectacolele unde copiii râd și părinții plâng. Mi se pare că faptul că deseori avem adulți și copii în sală, în teatrele pentru copii și tineri, este cea mai mare oportunitate. Că putem adresa două generații, putem ridica întrebări și subiecte pe care poate altfel ei nu le abordează împreună. Și după spectacol, cu cât am lansat o problemă mai dificilă, cu atât mai probabil că am ajutat un copil să deschidă o discuție sau am ajutat un părinte să vadă că putem să râdem despre divorț împreună cu copiii. Copiii se tăvăleau de râs. Și da, asta aș spune. Și eu sunt părinte și înțeleg foarte tare teama de a deschide subiecte dificile în fața copiilor. În același timp, mă preocupă acum cum putem să vorbim. În acest moment mă preocupă tema traficului de persoane, de copii. Lucrez cu fete de gimnaziu care sunt într-o grupă foarte vulnerabilă. În același timp, standardele noastre de audiență nu ne-ar permite să le vorbim unor fete de 16 ani despre lucruri care lor pot să li se întâmple. Sau poate li s-au întâmplat deja. Și am și un fior de teamă când mă gândesc la a pune în fața unor adulți care iau decizii un astfel de subiect. Dar nu mă tem de colegii din teatru, ci cred că cei cu care trebuie să știm comunica sunt părinții și educatorii. Acum cu Popescu, vedeți o oportunitate dramaturgică în aceste teme mai complicate, mai delicate sau dimpotrivă preferați teme cu care știți că, în fine, mergeți la sigur, mai ales la directorii de teatre, părinți și profesori? Vă rog. Nu, sunt în total acord cu ce spunea Selma mai devreme. Nici eu nu am resimțit această reticență din partea colegilor din teatre sau managerilor de teatre de stat, de cele independente nu mai vorbesc, adică la Delia, la Mini Reactor lucrez constant și da, sunt de acord cumva cu ce spunea Selma că de obicei părinții sunt cei mai reticenți. Și cred că s-a împământenit cumva acest tip de gândire, cum că cei mici nu sunt capabili să înțeleagă sau să facă față unor subiecte mai sensibile și că noi ca și creatori de conținut ar trebui cumva să-i protejăm și să nu abordăm astfel de subiecte.
sunt total în dezacord cu acest tip de gândire și în majoritatea textelor mele chiar țin să abordez teme un pic mai dificile și să încerc să deschid o conversație despre toleranță, despre empatie și cred că e o problemă general valabilă și la adulți și la copii, modul în care ne polarizăm în jurul unor opinii divergente în zilele noastre și atunci cred că e important să aducem în discuție mai ales cu cei mici lucrurile astea. Cât despre teme tabu, nu cred că ele ar trebui să existe. Cred că e important să abordăm aceste discuții într-un mod cât mai sensibil și pe înțelesul tuturor, dar nu cred că ar trebui, cel puțin noi ca și dramaturgi sau autoare dramatice, să ne ferim de anumite teme. Radu Apostol, voi la replica ați făcut un obicei, fiecare spectacol este urmat de o discuție, o dezbatere cu cei din public care doresc să participe. Ați simțit voi ca artiști, ca animatori ai Centrului de Teatru Educațional Replica, o evoluție în ceea ce privește în planul mentalităților adulților în fața anumitor teme? Întâi de tot, mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, Mini Reactor. Voi aveți 7 ani, noi la Replica, tocmai ce am primit 6 ani. Venim din urmă așa cât putem, tot șotâc, și mă bucur că sunt în formul asta și respect munca voastră și vă admir. Și acum constat că după era cu Mini Reactor, n-ați venit la Replica niciodată și acum o simt prost. Când n-ați venit niciodată cu un spectacol de la Mini Reactor la Replica și să vă gândesc de ce, dar o să rezolvăm și aspectul ăsta. Și ca să răspund întrebare, doamnă Dințea Cântei, cred că cumva și prin întrebarea asta s-au canalizat așa toate celelalte, multe dintre celelalte teme. Că, da, relația e foarte importantă asta cu receptorul. Fie că faci focus grupuri, fie că noi, de exemplu, mergem foarte des în școli și avem o serie de intervenții culturale, numai că cumva, de fapt, scanăm atmosfera de acolo, încercăm să absorbim așa ca un burete temele de interes pentru ei, problemele cu care se confruntă și de-abia după aceea dezvoltăm cât un text, să spunem, și ulterior un spectacol. Și cred că aici este una dintre micile problemuțe, așa să spunem, că și noi la drama acum 10 ani, 15, 20 ani organizam concurs de dramaturgie, dar miza era imediat să-l produci, să creezi echipe de creație în jurul dramaturgului, dramaturgiei, să fie regizor, coregraf, actor, adică imediat să te duci, cum spuneați, cumva spre producție, spre explorarea într-un laborator măcar, într-o fază de reproducție a temelor, a ceea ce te interesează să dezvolți. Și noi, ca și voi, ne-am confruntat într-adevăr cu acest probabil nu vreau să fiu, dar că nu sunt părinte și probabil că nici nu o să fiu, dar da, pare că trăim așa într-o epocă în care părinții știu tot, profesorii nu știu de niciunele, iar voi artiștii la fel. Eu m-am confruntat cu aspectul ăsta și că am lucrat foarte mult desene animate, dublaj desene animate și ne semnau foarte mulți părinți despre anumite cuvinte pe care le condamnau pentru faptul că sunt arhaice, de ce folosești un arhaism, pentru ce folosești un arhaism, chiar și creangă ar trebui scris, pentru că de ce să mai prezinți pe creangă acum așa? Pentru că uite cum e cu regionalisme, cu arhaisme, la ce mă ajută pe mine? Bine, eu generalizez acum și mă duc într-o istorie, ceea ce nu e chiar foarte bine, dar legat de asta, admir foarte tare munca celor care reușesc să lucreze în zona asta pentru copii, pentru că am senzația că nu pot să creez ceva pentru copii fără să nu fii contemporan. Nu poți să faci desene animate pentru copii fără ignorând realitățile lor, temele lor, problemele lor. Și asta, într-adevăr, încercăm și noi la Replica să facem tot timpul să le sondăm, să le explorăm temele și problemele, fricile lor. Și, într-adevăr, e o rezistență foarte mare, în special în partea părinților. Avem un spectacol și o să închei intervenția mea, prima asta, intervenție, și ultima, cu referire la un spectacol, totul e foarte normal creat
după metodologia asta din Weiss, care cred că e mai adevărat de mersul teatral ancorat în prezent decât aceea care tu stai acasă și generezi un text în turnul tău de film. Deci, spectacolul tot e fan normal, creat de Neta Popescu, Alexa Băcanu, Silvana Iguțu, Gheorghe Jeanu și Gabi Albu, care au explorat relații, tema asta tabu, educație sexuală, că nici nu puteam să ajung să pronunț cuvântul sexual în fața unui părinte sau în fața unui profesor, că deja se rășea, pleca privirea, se uita în altă parte și atunci nu știa cum să-i spunem. Educație pentru sănătate îmi spunea că sună stupid și spectacolul acesta se întâmplă așa, mai întâi vine mama să-l vadă, deși el e conceput de către creatorii lui, e conceput pentru părinți și copii deopotrivă. Părinții se separați de copii printr-o perdea, care se deschide și se închide, și, dar mai întâi vin părinții, de obicei mamele vin să vadă ce se întâmplă, dacă e ceva care ar putea deranja, mai întâi vin profesoarele să vadă și de-abia după ce vin profesoarele să vadă și așa, reușesc să cheme și părinți cu copii. Dar cum spuneați și voi, da, ne-am confruntat cu situații în care am fost blamați așa cumva că de ce trebuie să arătăm rău pe scenă, de ce trebuie să reprezentăm când el e atât de primant în viața de zi cu zi. Tocmai pentru a strâni empatie, pentru a strâni din potrivă un raport polemic, pentru a te confrunta cu tema aia și a vedea ulterior care ar fi soluțiile de rezolvare. Și cu asta sper că am rezolvat. Doar atât vreau să mai zic că s-au spus lucruri și așa. Credem foarte tare în noțiunea asta de laborator în care poți, cum spuneați, prin rezidențe să creezi echipe și să creezi contextul în care artiștii să genereze aceste texte. Și noi am avut aceste experiențe plăcute și vreau să mă laud, asta e viața. Am avut un atelier de descriere dramatică pe urmă de Mihailov la Replica și în materialul lui o copilă de liceu, Maria Avram, a câștigat ulterior un concurs de la HBO pentru scenariul de lungmetraj pentru un film în care se joace Ana Maria Marinca și Vlad Ivanov, iar plotul, povestea, a pornit de la aceste exerciții pe care l-am lucrat cu Helo și cu ea, în care, exact cum spuneți și Costa, chiar pentru ei, avea foarte multe rezerve în a veni cu o poveste a ei personală, ceva din experiențele ei. Păi, deci, a fi putut să vorbească despre orice altceva, dar nu despre ce s-a întâmplat sau cumva a fost în proximitatea acelei evenimente. Și în final a reușit să capete așa încredere și să structureze un eveniment, o întâmplare, nu știu mai mult de atât, o să fie un film, sperăm că de curând la HBO, produs de ei, în care vor juca Vladimir Moroș și Ana Maria Manica, pe un scenariu dezvoltat o copilă, deci de adolescentă, iertați-mă așa. Gata. Să vedem un pic cum stau lucrurile în grădina teatrelor de stat, pentru că directorii, managerii funcționează pe baza unui contract pe 3 sau pe 5 ani, un mandat, un contract încheiat cu autoritățile locale, cu ordonatorul principal de credite, în care la evaluările anuale și la evaluarea finală, precumpănitoare sunt... Precumpănitori sunt indicatorii cantitativi, adică număr de bilete vândute, număr de premiere, număr de spectatori și așa mai departe. Cum reușesc managerii din teatrele de stat să împace și așteptările ordonatorului de credite, care vrea venituri proprii mai multe, spectatori mai numeroși, și să genereze și condiții de lucru optime pentru ceea ce Radu numea foarte frumos acest laborator de inovație estetică. Pentru că, din păcate, în contractele de management, nu numai ale teatrelor pentru copii, este aceeași situație și în teatrele pentru adulți, fie că sunt în subordinea autorităților locale, fie că sunt în subordinea Ministerului Culturii, nu există prea multă deschidere către programele educaționale, către programele care să promoveze riscul artistic, inovația artistică. Adrian Tibu, cum stau lucrurile la Teatrul Gong din Sibiu, din acest unghi?
Există rezistență din toate părțile și cred cu tărie într-o cale de mijloc bazată tocmai pe dialog și spre surprinderea mea am putut să redescopăr oameni tocmai prin aceste provocări. Folosindu-ne într-adevăr de aceste Q&A-uri de la finalul anumitor spectacole, mai ales cu adolescenți, am descoperit de fapt că rezistența asta vine pentru că atât părinții cât și profesorii nu au fost obișnuiți cu astfel de abordări. Dar odată ce sunt expuși unor astfel de experiențe, capătă încredere și până la urmă poți să ai o viziune mai degrabă de ansamblu și nu doar în realitatea ta de 2 metri pătrați. Pentru că am fost surprins, neplăcut, să descoper în foaierul teatrului, întrebând copiii la ce spectacol ați venit, că nu au știut titlul piesei sau a producției respective, pentru că au venit cu doamna. În același timp, descoperim părinți care nu vor să vină la un anumit spectacol pentru că nu au citit textul înainte. Și ca atare schimbăm abordarea în sensul că pentru anumite spectacole venim înainte în clasă și le explicăm despre ce e vorba. Educatorii de cele mai multe ori sunt și ei panicați și nesiguri pentru că nu înțeleg ce înseamnă o producție de teatru, nu pun nici ei întrebări pentru că nu fac diferența între o păpușă Bibabo sau Vaiang și ca atare am început să pregătim aceste caiete de pedagogie teatrală pentru educatori sau părinți, astfel încât să învețe câteva definiții sau un mini concept pentru a le putea explica copiilor ceea ce urmează să trăiască într-o sală de teatru, ca mai apoi să aibă curajul pentru a pune întrebări după vizionarea unui spectacol. Dacă la început îmi programam maxim 10 minute ca perioadă de întrebări, pentru că cel puțin preconcepția mea a fost că nimeni nu va pune întrebări, ba chiar eram gata pregătit eu cu 5 întrebări din sală, ca și când sunt de acolo și nu de teatrului. Dar spre surprinderea mea, de cele mai multe ori a trebuit să fiu eu cel care închei discuția, pentru că de cele mai multe ori Q&A-urile se întindeau mai mult decât durata spectacolului în sine. Ori copilul se simte mult mai confortabil într-o sală de teatru pentru a pune întrebări, odată că nu mai e într-o clasă unde poate o întrebare greșită sau un răspuns greșit e taxat imediat cu o notă. În același timp, față de părinte, poate că are o anumită reticență, dar am reușit în timp să dezvoltăm sala asta de teatru ca un spațiu prietenos deschis, în care e suficient ca unul să aibă curaj să pună o întrebare sau să își pună o întrebare, ca cei din jur automat să-i vină în acest joc de a întreba, de a avea o gândire într-o anumită direcție și de a dezbate aceste chestiuni. Iar ca atare, încă o dată subliniez că teatrul pentru copii e o artă majoră, complexă, tocmai prin forța prin care poate dezvolta gândirea critică a unor copii, a căror valori și direcție de gândire e încă în formare și pentru care încă putem face ceva palpabil, tocmai pentru a construi o lume mai bună în jurul nostru. Ceea ce ai spus, Adrian, m-a trimis cu gândul la o remarcă făcută de Silviu Purcărete, care spunea, care este foarte mare admirator al artei teatrului pentru copii cu marionete, teatru popular, folosește, cum bine știm, în spectacolele lui sunt secvențe de inspirație clară de teatru popular. Silviu Purcărete, deci, spunea că el, ca regizor, nu vede practic nicio diferență a lucra cu Victor Rebenciuc sau cu o marionetă, ceea ce este extraordinar și frumos, dar și foarte, foarte adevărat. Mă duc spre Șerban Borda, cu ideea aceasta a nevoii de a modela, de a remodela publicul adult care însoțește publicul copil la teatru. Pentru că, într-adevăr, de foarte multe ori, frânele vin din partea părinților sau din partea educatoarelor, a învățătoarelor, a profesoarelor care vin cu copiii la teatru.
și care, nu știu, nu au răgaz, nu au răbdare, poate nu se gândesc cât de important este să discute cu copiii înainte de spectacol și după spectacol, pentru că în ceea ce privește publicul copil, decizia de a merge la teatru și de alegerea unui titlu sau altuia vine din partea adultului, fie el părinte, fie cadru didactic care vine cu public școlar. Deci, Șerban Borda, ce e de făcut cu publicul, cu însoțitorii publicului copil? Noi am găsit aceeași soluție, ca și domnul Tibu, aceste sesiuni de întrebări și răspunsuri de la finalul spectacolului, în care noi am încercat să aducem copilul, profesorul și părintele la spectacol și după spectacol să acordăm și noi acele 10 minute care într-adevăr s-au transformat în 40 sau 50 de minute de discuții intense și foarte interesante. Aceste discuții au fost susținute la acest spectacol despre care vorbesc de un psiholog școlar care venea o dată sau de două ori, după aceea schimbam, venea un alt psiholog, vedea spectacolul și el prima dată și după aceea se încingeau niște discuții extraordinar de interesante. După cum știm, copilul nu vine singur la teatru, așa cum nu merge nici singur la școală sau la cumpărături sau în altă parte. Și atunci trebuie să încercăm cumva să găsim o cale de mijloc, într-adevăr, pentru că spectacolul ar trebui să fie un spectacol cumva pentru familie, nu numai pentru copil, ci și pentru părinte sau și pentru însoțitor, profesor. Discuțiile acestea sunt foarte bune și ne-au ajutat să ne mărim, culmea, numărul de spectatori, deși ne gândeam la un moment dat că poate am întins prea mult coarda. Acesta a fost un alt tip de spectacol și după aceea am încercat aceeași discuție. Am reușit să desfășurăm în vară un proiect, Moromeții, și după fiecare reprezentare am rugat un profesor de limba română să mai stea 10-15 minute de vorbă cu copiii. Din nou, discuțiile n-au durat doar 10-15 minute, ci s-au dus pe jumătate de oră, 40 de minute. Și sunt convins că acei copii adolescenți n-au citit Moromeții și nici măcar nu cred că s-au uitat la film, da? Dar sunt convins că după spectacol au pus rapid mâna pe carte să vadă dacă într-adevăr așa scrie acolo. Pentru că n-am tăiat foarte mult și n-am periat foarte mult din text. În continuare vom mai avea un proiect dedicat adolescenților invizibili care se va desfășura după același model, adică spectacolul după care va fi sesiune de întrebări și răspunsuri. Apropo de strategiile pe care le putem, la care putem apela pentru a avea un feedback direct din partea publicului, în alte țări, în cele apusene, care au o mai îndelungată tradiție pe direcția asta, se obișnuiește chiar ca managerii, după ce au configurat repertoriu, să-l anunțe public și să organizeze o discuție cu cei interesați, să ofere reacții în planul opiniilor, fără ca aceste opinii să schimbe din repertoriu, dar ideea acolo este, în ceea ce privește teatrele finanțate preponderent de la buget, fiind finanțarea din partea comunității locale, se dorește o legătură, o relație cât mai strânsă cu comunitatea pentru care se fac spectacolele respective.
Am văzut care este peisajul național, am văzut care sunt câteva dintre tendințe, am văzut cam ce tematici, am văzut care sunt distințiile dintre teatrele de stat și companiile independente, fără să le separăm sau fără să antagonizăm, pentru că practic munca de creație este de același tip și scopurile sunt comune, doar contextele de finanțare determină aceste specificități. Vă propun să ne îndreptăm puțin cu discuția către noile estetici scenice în zona spectacolului pentru copii și m-aș îndrepta către Radu. Să-l întreb, ca regizor, cum vezi raportul dintre dramaturg, dintre echipa de creatori în ansamblul ei, cu schimbările perceptive datorate, dacă vedem partea bună a lucrurilor sau cauzate, dacă considerăm că noile tehnologii au și o doză de agresivitate asupra noastră, dacă sunt folosite în mod excesiv. Deci, apelul acesta la multimedia, care este absolut obligatoriu când ne adresăm unor generații lipite de telefonul mobil și noi, de altfel, mă descoper căutând un telefon. Unde mi-e telefonul? Oare l-am pus pe vibrații și nu-l aud? Radu Apostol, ce se întâmplă în acest context în care trebuie să recunoaștem și psihologii care se preocupă de aceste chestiuni au spus-o cu argumente științifice? Percepția noastră este afectată, s-a schimbat, nu știu dacă în rău sau în bine, asta o să vedem peste câteva decenii probabil, de noile tehnologii, de realitatea virtuală. Ce se întâmplă în estetica spectacolului din acest punct de vedere? Cred că întâi de toate e bine de spus pentru peisajul nostru teatral românesc că poate că Bobby Pricop este regizorul cel mai de vârf care dezvoltă cel mai pregnant în zona asta a explorării noilor tehnologii. Noi la Replica suntem implicați împreună cu partenerii noștri, Asociația ANCAP și partenerii din Iași, chiar de la Iași, din Iașul dumneavoastră, cu Florin Cardasim, într-un proiect care e arhitect de software, într-un proiect de digitalizare și chiar zilele trecute am avut mai multe sesiuni astea de Zoom în care el ne povestea despre reflexiile, despre observațiile acestui psiholog foarte tare, Manfred Spitzer, despre impactul negativ, total nociv al noilor media asupra copilului, despre numărul foarte mare de depresii. Deci eu constat și din păcate că sunt foarte mulți copii, sunt foarte mulți adolescenți care se confruntă cu această problemă sau cazuri de demență care sunt generate de faptul că, din păcate, copiii nu se mai dezvoltă fizic. Deci, creierul lor nu se mai dezvoltă așa cum ar fi presupus de activitățile practice, fizice, concrete, imediate. Și, evident că nu poți să fii în contra curentului sub nicio formă, evident că pentru că pierzi tu pariul. Miza noastră este dacă nu avem teatru în sală, să ne ducem peste ei acolo, dacă ei nu vin din fel și fel de constrângeri, să ne ducem noi în școală și în liceu să lucrăm. Bineînțeles. Doar că și noi suntem în momentul ăsta într-o fază de căutare, de explorare. Cred că este vital să ne întâlnim practicieni arte, spectacol performative și specialiști din zona asta IT într-o echipă extinsă și cu un sociolog și cu un psiholog, pentru că altfel mi-e teamă că vom face schimbări așa, cum să spun eu, nu zic la întâmplătoare, să nu zic altcuvânt, ca să formez așa un cuvânt mai
Cert e că opțiunea asta de a te folosi de noile tehnologii într-un spectacol dedicat copilor, eu aș precompune eu, adică ce mă interesează și ce mi se pare vital pentru teatru este fix proximitatea. Este fix relaționarea asta imediată, directă. Este fix senzația asta că lucrurile nu sunt presetate, editate. Că exact despre asta vorbeam cu ei, dacă te bagatezi, nu bagatezi, dacă te folosești de realitatea asta virtuală, tu cumva siluiești teatru într-un fel, pentru că receptorul la teatru este într-un raport imaginativ. Fiecare își imaginează și asociază propriile reprezentare unei săli a tronului, să spunem. Pe când dacă tu îi livrezi sala tronului per se, într-o viziune așa cum o are fiecare artistul respectiv, s-ar putea să-l privezi foarte tare de căutare. Iar noi, cum rezolvăm partea asta cu tehnologia, avem șansa, neșansa că nu avem bani, ca să spun așa, ca să implicăm tehnologia și atunci stăm departe de ea, cu toate că ne-am confruntat în câteva producții cu această realitate și, da, cum intuiți, cum spuneți just și normal, copiii sunt fascinați de dimensiunea asta, de zona asta. Poate e important să folosim device-urile astea, tehnologiile acestea, și pe partea asta de marketing ca să ajungi la ei, e adevărat, dar și pe partea de servicii conexe, cum a încercat la fel Andreea Lăcătușu, colegă noastră și regizoarea de film în asociația ANCAP, a preluat de la spectacolul ăsta, la care am făcut referire la Tot e foarte normal, a preluat structura dramaturgică, structura, și a dezvoltat o aplicație. O aplicație pe care tu o poți accesa de acasă, de pe laptop, pe telefon, fie că ești copil, fie că ești adult. Adică, cred că se deschide orizontul ăsta a întâlnirii altelor performative cu noile tehnologii, doar că eu cred că ar trebui să ieșim fiecare din bula noastră și să ne întâlnim pe un teren neutru în care să fim egal cumva, și de asta cred că metodologia device este singura generoasă din acest punct de vedere. Și am încheiat. Când am dus discuția în această direcție, vă mărturisesc că am pornit chiar de la mine ca receptor, consumator de teatru. Mă surprind uneori că aștept la un spectacol de teatru o altă dinamică decât cea de tip tradițional. Că îmi face mare plăcere să urmăresc un spectacol de teatru cu o structură narrativă care mizează pe logica asociativă și nu pe logica tradițională. Îmi plac spectacolele a căror secvențialitate este flexibilă și nu fac parte din categoria din generațiile care, da, cred că vor avea de suferit din cauza excesului de tehnologie. Și vreau să întreb pe Ana Cucu Popescu, când scrieți un text, aveți în țineți cont și de aceste chestiuni, adică o structură dramatică mai nu știu, deschisă, flexibilă, cu scene mai scurte, cu chestiuni de genul ăsta care eu am încercat să-mi răspund mie însă, de ce, de unde vine această, nu chiar schimbare, în fine, interes de spectator specializat pentru aceste noi formule, de noi structuri ale textului teatral și ale spectacolului teatral. Da, cred că e o întrebare foarte bună. Sigur, încerc să țin cont de lucrurile astea și pe cât posibil și pe cât mă simt confortabilă în funcție de grupa de vârstă căreia încerc să-i adresez un anumit text, să inovez și pe parte de structură narrativă, dar am observat, cel puțin la mine, că ce mă interesează cel mai mult este cum pot să aduc conținutul unui text de teatru cât mai aproape de publicul meu țintă. Pentru că, na, la nivel de teatru pentru adulți, cred că deja a devenit evident în ultimii ani că există această necesitate de a apropia textul de teatru de publicul de azi și mi se pare foarte necesar să devină evident și în cazul teatrului pentru copii că
există aceeași necesitate. Și atunci, da, mi se pare că noi ca oameni suntem într-o perpetuă schimbare în ceea ce privește modurile și timpii noștri de receptare și cumva eu personal mă simt responsabilă să încerc să țin pasul cu asta și mai ales când vine vorba de un public atât de tânăr. Așa că am încercat pe cât posibil în destul de multe texte pe care le-am scris, de exemplu, au fost generate în urma unor workshop-uri de brainstorming la care au participat copiii ce făceau parte din categoria de vârstă căreia încercam eu să mă adresez. Mi se pare foarte important pentru mine să îi cunosc și să îi înțeleg ca să pot genera un produs care să fie relevant pentru ei, interesant, poate chiar să îi îmbogățească cu ceva. Doresc foarte mult chestia asta. Chiar și acum voiam să dau de exemplu acest proiect când vine vorba de noi forme de scritură dramatică adresate publicului foarte tânăr. Voiam să aduc în discuție acest proiect în care mă aflu chiar în momentul de față. Este un proiect mini-reactor, se numește Mini-Dramaturgie Colaborativă, iar în cadrul său eu nu fac altceva decât să coordonez și să ajut, să îndrum 6 echipe formate dintr-un adult și un copil să reușească să-și scrie propria piesă scurtă în funcție de interesele și dorințele lor. Și, da, ca să concluzionez, mi se pare important să existe mai multe demersuri de genul acesta în care încurajăm copiii să se exprime și ne întoarcem spre ei și încercăm să le dăm o voce. Selma Dragoș, tu cum te conectezi la publicul tânăr și foarte tânăr pentru care scrii? Te întâlnești cu ei, îți urmărești spectatorul de acasă. Cum procedezi? Da, am început cu spectatorul de acasă, cu a vedea cum reacționează el la spectacolele de teatru la care îl duceam. Și cât de repede, când își pierdea răbdarea foarte repede, când începea să comenteze negativ de trebuia să ieșim din sală, când era răpit. Dar am avut privilegiul de a lucra mereu cu echipe în care aveam oameni care făceau teatru pentru copii de mult timp și veneau cu experiență, dar și oameni care nu aveau niciun fel de experiență și nici copii acasă. Și asta ne-a făcut ca de fiecare dată să avem grijă în orice etapă de lucru, să avem copii care vin să vadă ce facem, care se joacă cu noi pe scenă, pe care putem și noi să-i urmărim în timp ce ne urmăresc pe noi. Și acum, la Cluj, lucrez, sunt artist rezident într-o școală și mi-am făcut cu 2 clase de a 4-a și a 5-a un program unde citim texte vedem dacă au fi făcut noi, încercând să-i ajut pe ei să se raporteze la ce se întâmplă pe scenă, am învățat și eu cum e atenția lor, că e nevoie de segmente mult mai scurte și de narațiuni mult mai fragmentate ca să-i păstreze atenția unui copil care e obișnuit să sară dintr-o fereastră într-alta. Și în același timp mi-a plăcut foarte mult formula lui Radu cu raportul imaginativ cu realitatea. Mi se pare că copiii cu care am de-a face la școală sunt mult mai capabili să abstractizeze, să aibă un raport conceptual cu o poveste. Că li se pare interesant când, în loc să ilustrezi, mergi unul sau două niveluri de abstractizare mai departe, în așa fel încât poți să-i lași în urmă, încât poți să aibă un puzzle în față. Delia Gavlitsky, nu știu dacă am răspuns. Da.
Delia Gavlitsky, cum vezi în teatrul pentru publicul tânăr raportul acesta dintre estetic și educațional? Bun, el există în toate formulele de teatru, dar în această zonă a primilor ani de mers la teatru este mai evident legătura dintre estetic și educațional. Cum abordați voi chestiunea la Reactor? Acum, am început să vorbesc fără microfon. Aș vorbi poate mai mult despre cum sunt eu ca artist la partea asta, ca regizor. Încerc să-mi ghidez activitatea după un motto care sună ceva în genul cultura, așa cum e ea definită în text. Ea e reprezentată de totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire. Și eu cred că, în realitate, cultura nu se leagă numai de cunoștințe, ci se leagă și de valori. Și cred că esteticul ăsta ar trebui să meargă mână în mână cu educaționalul, indiferent dacă ne referim la scenă sau la rutina zilnică. Eu am o experiență destul de mare și pe educație experiențială și am lucrat destul de mult cu copii și grupuri de copii pe toate vârstele, de toate vârstele. Și mi-e foarte greu, poate firea mea pragmatică nu mă lasă să mă îndepărtez de educațional. Și mă ajută foarte mult în demersul artistic atunci când îmi propun să găsesc estetica spectacolului, așa cum îi spunem. Pentru mine înseamnă, în primul rând, că îmi propun să nu subestimez publicul, să nu subestimez oamenii ăștia mici care intră pe poarta teatrelor, pe ușile teatrelor. Și înseamnă că îmi doresc ca oamenii ăștia mici să devină niște co-creatori ai spectacolelor pe care le produc. Și cum devin co-creatori? Prin procesul de decodificare și de reflexie post-vizionare a spectacolului. Și procesul ăsta intern, pe mine ca artist, mă face să fiu mai asumată, mai implicată și mai ales mă face să devin mult mai curioasă de felul în care înțeleg ei universurile astea pe care le propun scenic. Și cred că e foarte important ca produsele culturale pentru copii să arate într-un fel și să aibă o estetică, oricare ar fi ea, dar să existe una. Pentru că doar așa publicul în formare va deveni curios și va deveni curios să găsească un sens, pentru că ei întreabă întotdeauna de ce. Și ăsta cred că e punctul în care un spectacol de teatru se poate transforma într-un spectacol educațional, în momentul în care căutăm acest de ce. Mai mult decât atât, cred că spectacolele de teatru pentru copii trebuie să trezească și interesul adulților. Și exact prin codul și estetica aceasta, cred că putem să activăm și spectatorii de lângă cei mici, să scoată nasul din multimedia. De ce? Pentru că cei mici învață să aprecieze arta și cultura și prin simpla observare a spectatorului adult de lângă ei, prin reacțiile pe care le au ei și prin aprecierea spectacolelor. Și de asta cred că toate modelele de Q&A-uri, discuții post-spectacol, mediere culturală, cum le numim noi, sunt extrem de importante pentru că noi cumva luăm părinții care vin la teatru cu copiii ca fiind deja consumatori de teatru.
dar cred că pornim de la o premisă greșită și toată reticența care există față de temele noi, față de temele tabu, nu sunt rău intenționate, ci sunt doar needucate, neexplorate. Eu, de exemplu, ca vizitator la o clădire din punct de vedere arhitectural, aș avea nevoie de suport. Și la nivelul ăsta încerc să fiu empatică cu părinții, spectatorii ai unui spectacol de teatru pentru copii altfel, care propune un univers altfel. Teatru pentru copii, pentru mine, în demersul meu activist cultural, nu știu cum să-l numim, este în primul rând de a stimula originalitatea și creativitatea generațiilor viitoare. Și aici se combină esteticul cu educaționalul în ceea ce fac. Am o întrebare de final la care vă rog pe fiecare dintre voi să răspundeți foarte concentrat. În legătură cu demersurile de a ne extinde segmentele de publicuri pe care le dorim în sălile de spectacole. Și mă interesează ce opinie aveți, cum vedeți teatrul pentru publicul foarte, foarte, foarte tânăr, adică 0, să zic, 2 ani, dacă îl considerați o formă de artă sau mai degrabă o formă de babysitting performativ. Și vă propun să răspundem în ordine alfabetică, așa, în sfânta ordine alfabetică. Da, să trăiți, mulțumesc! Radu, te rog! Am auzit de alfabetic, gata, în școală nu mai... Ai început să tremur, nu? Da, m-am dus înapoi în școală, imediat, ați văzut, pac, reflexe din astea create în școală. Da. Știu că de multe tot, domnul profesor Cornel Todea, fiertat dânsul, am imaginat pe unul cu cei de la Step by Step, cu expertiza doamnei Carmen Anghirescu, foarte tare psihologă pe psihologia copilului, un program la Teatru Creangă pentru copii de 0 și 3 ani. Și când am întrebat-o, așa, eram, terminasem atunci, eram așa și zic, dar cum adică, adică, ce faceți acolo și așa? Și eram, avea atâtea întrebări, cum întrebați acum dumneavoastră și așa, și dânsa mi-a zis, gândește-te că totuși un copil în vârsta aia, în plaja aia de vârstă, nu este doar o gură de hrănit. Și în momentul ăla, da, mi-am dat seama că adică m-am tot gândit, n-am făcut niciodată așa ceva. Selma, eu am văzut un spectacol cu Pete, când erau chiar și copii mici, ăsta cu despre frică, și am tot respectul și admirația că pot să faci așa. Cred că e nevoie, am senzația că acum, astăzi, în contextul ăsta cu, nu vreau să fiu așa, nu știu, pesimist, dar cu cât ești mai dependent de tehnologie și nu descoperi senzorial realitatea din jurul tău, cu atâta neșansa de a te aliena e mai mare. Și atunci cred că teatrul dedicat acestor copii s-ar putea poate să recupereze ceea ce țărâna și, nu pot, nu știu cum se spune, țărâna și, murdăria în care noi am copilărit și ne-am jucat și am descoperit realitatea, o făcea mai de mult. Și poate zona asta teatrală dedicată copiilor de până în 3 ani ar putea compensa sau, nu știu, ceea ce se întâmplă cu adicția asta de telefon, de digital. Sper, atâta, am încheiat, am zis mult. Șerban Borda, la tablă! La tablă, da, al doilea, ca de obicei. Nu știu dacă e babysitting sau artă, dar cu siguranță este la mijloc ceva foarte interesant. Îmi amintesc de două experimente făcute cu copiii între 0 și 3 ani. Erau chemați în fața unei table, se plimbau acolo diverse jucărioane. Unele reprezentau binele, altele răul. Copiii erau puși la final să aleagă și culmea că majoritatea alegeau întotdeauna păpușa
care făcea bine. Așa că nu știu ce să zic dacă spectacolele astea sunt artă sau nu, dar cu siguranță este nevoie de acest tip de spectacol pentru această categorie de vârstă. Și încă ceva vreau să mai adaug, spectacolele pentru copii au nevoie de aceeași echipă ca și spectacolele pentru adulți, adică dacă e nevoie de regizor, de coreograf, de dramaturg, de videomapping și absolut orice, tocmai ca să nu rămânem cumva ancorați într-un anumit tip de spectacol, nu vreau să spun prăfuit, învechit, dar copiii evoluează și cred că au nevoie de această echipă care să creeze un spectacol la alt nivel. Mulțumesc! Ana Cucu Popescu, cum vezi lucrurile acestea? Eu cred că poate să fie artă, de ce nu? Dacă sunt făcute cu simț de răspundere, cu drag și cu responsabilitate, absolut pot fi considerate artă. Adică, până la urmă, dacă există atâtea videouri, animații scurte și așa mai departe, care pot fi accesibile copiilor de vârste atât de fragede, nu văd de ce nu ar exista și un tip de teatru care să le stimuleze inteligența, imaginația. Și în plus, apropo de ce povestea de Lea puțin mai devreme, mi se pare o foarte bună oportunitate de a-i familiariza atât pe ei cât și pe părinți cu spațiul teatral încă de la o vârstă foarte fragilă. Selma? Îmi place foarte tare formula babysitting performativ, în primul rând. Cred că teatrul pentru copii nu e teatru la diminutiv, indiferent pentru ce vârstă are publicul. Dacă tu, ca artist, nu te diminutivezi, îți pui real problema de a face inteligibil. Primul spectacol pentru 0-3 ani pe care l-am văzut a fost făcut de Beatrice Iordan, făcea la MCR în fiecare weekend. Și al meu era foarte mic și eu credeam că îl duc la un fel de playdate. Și am realizat, fiind cu alte mame și copiilor în sală, că de fapt ce făceau acele artiste împreună cu muzicienii era un poem vizual și auditiv la care noi, adultele, nu asistam doar de complezență, bine că îmi ține ocupat copilul, ci într-adevăr a fost o experiență pe care am avut-o împreună cu copiii noștri. Și cred că teatrul pentru aceste vârste e și o modalitate grozavă de a recupera părinții care n-au mai fost la teatru de când aveau ei 7 ani, de a le arăta lor uite ce înseamnă să consumi arta alături de copilul tău. Așa că babysitting performativ, dacă îl folosim gândindu-ne la asta, că avem oportunitatea ca artiști să intrăm în viețile unor oameni care abia se formează, e minunat. Mulțumesc, Delia! Eu nu știu. Nu știu dacă e artă, nu știu dacă ajută, în primul rând, din bibliografia de specialitate pe care am citit-o, nu reiese că virgulă, copiii cei mici care merg la teatru sunt viitorii spectatori a teatrului pentru adult, dar știu că este benefic, știu că se face la nivel internațional prin programul Small Size, știu că atunci când lucrez la un spectacol pentru copii, pentru educație timpurie, consider că e cea mai înaltă formă de artă și dacă eu, ca artist, o consider artă, cred că este. Și cred că este o alternativă foarte bună în ziua de astăzi pentru părinți și copii de a petrece timp liber, mai ales în comparație cu varianta multimedia. Și foarte utilă, o variantă analog, senzorială, emoțională. Deci, da, cred că e util. Asta e răspunsul meu. Tărie că acest gen de spectacole e o bună introducere în artele performative și mă întorc la acel triunghi de rezistență, autoritate finanțatoare, părinte, educator, pentru că
Eu, ca teatru, nu am început să produc acest gen de performance-uri pentru copii mici. Avem, de exemplu, un spectacol creat de Leta Popescu pentru bebeluși cu vârsta între 1 și 3 ani, dar pe care nu l-aș fi introdus în repertoriul teatrului dacă nu aveam deja un public creat. Și aici e nevoie de o relație mai bună de coabitare între teatre de stat și teatre independente, pentru că de foarte multe ori eu, ca teatru de stat, nu îmi permit această zonă de laborator sau experiment, pentru că aici lucrurile se evaluează diferit. Un spectacol bun e unul sold out și nici de cum neapărat pe conținutul lui. Ori eu, dacă nu aș fi avut un public format, pentru că 4 ani la rând aș fi adus înainte spectacole pentru bebeluși în Festivalul Tânăr de la Sibiu, nu aș fi putut produce acest gen de spectacole sau un anumit tip de estetică, până când nu aș fi generat această curiozitate sau efervescență în oraș prin invitarea anumitor companii, fie ca rezidenți, fie ca un showcase, astfel încât să existe dialog între spectatori. Tocmai pentru a putea dezvolta acest nou segment, am nevoie de teatre independente, de o zonă de experiment, de laborator, pentru că angoasa mea ca realitate vine și din faptul că, având în vedere categoriile de public punctual pe Teatrul Gong, cel mai în vârstă spectator din 2021 la Teatrul Gong e născut în 2005. Ori deja îți pui foarte multe întrebări despre modul de percepție a realității din jur. Vorbim clar de niște generații care s-au născut cu tehnologia în mână, deci au un instinct modul de folosire al unui ecran, de percepția unor scene, memoria lor vizuală funcționează diferit și ca atare e și responsabilitatea mea să-mi modific și să-mi adaptez textele pentru a exista un alt tip de fluidizare a scenelor, de folosire a tehnologiilor, tocmai pentru a putea veni în întâmpinarea lor, dar având sigur și această formă de rezistență din partea fie autorităților, fie publicul însoțitor matur, care se așteaptă ca deja să existe un public format pentru ca eu să pot produce ceva în zona respectivă. Să răspund și eu. Trebuie să mărturisesc că o vreme consideram forma aceasta de exprimare artistică foarte puierilă, dar am văzut niște spectacole realizate de niște companii din străinătate care se specializaseră pe acest tip de producție artistică în echipe, cum spuneați, în echipe în care intrau și psihologi și dramaturg și regizor și actorii făceau o pregătire de tip special. Și am devenit o admiratoare a acestor formule din mai multe considerente. În primul rând, pentru că este o experiență extraordinară pentru artiștii care lucrează și care spun că este cu totul altceva decât a lucra pentru copiii de la 2 ani jumate, 3, aici nu există o certitudine în legătură cu vârsta minimă de la care un copil e bine să vină la teatru pentru copii. Apoi, din perspectiva relației, cum spuneați, a părinților cu proprii copii, cu bebelușii, pentru că îi ajută foarte mult din toate punctele de vedere. Este o schimbare de ritm, este o experiență multisenzorială pe care, fără să o conștientizeze, acești mici spectatori cred că o pot fructifica în ceea ce privește relația lor cu tehnologia. O experiență foarte, foarte utilă. Am abordat, am atins, am enunțat măcar foarte multe chestiuni legate de arta spectacolului de teatru care se adresează copiilor. Sigur că sunt încă multe, multe alte chestiuni care ar fi putut și ar fi putut găsi locul firesc în această dezbatere. Dar important este ca aceia care ne urmăresc să rămână măcar cu câteva idei fundamentale
Și o să închei cu speranța ca, măcar într-o perspectivă relativ apropiată, să vedem arta teatrului pentru copii reprezentată și la premiile UNITER și reprezentată și în Festivalul Național de Teatru, așa cum se întâmplă în alte culturi teatrale mai așezate, să zic, cu tradiție mai îndelungată decât o are România în condiții de libertate totală, pentru că acolo este locul artei care se adresează publicului tânăr, alături de arte, de formele de artă care li se adresează altor categorii de publicuri. Vă mulțumesc și să ne revedem în sălile de teatru pentru cei mici, urmărind succese mari.